ziua, mă bucur că sunteți alături de noi, chiar dacă v-am zis, am făcut-o pe repede înainte, dar am ținut neapărat să vă prezint cei doi oameni de care tot vă spuneam zilele trecute. Am ținut neapărat să vă prezint doi oameni care au contribuit la istoria acestui club și sper și de aici încolo să ne ajute să ne dezvoltăm cât mai bine. Paul, îi mulțumesc că a venit alături de noi, ne-a rotit la fel și din momentul ăsta sper să cumva să avem o colaborare cât mai bună și cât mai benefică pentru club. Sunt la dispoziția dumneavoastră, astăzi e doar despre ei, sunt alături de ei tot timpul, dar asta aș vrea să-i scoateți în evidență doar pe ei. Vă mulțumesc. Mă bucur de încrederea pe care Costel mi-a acordat-o și Clubul Politehnica. Sper împreună cu el, cu ceilalți membri ai conducerii și cu Roti, să reușim să schimbăm puțin fața actuală a fotbalului timișorean. Vedem cu toții că suntem într-o mare suferință, problemele sunt foarte mari și sperăm că prin venirea noastră la acest club să atragem mult mai mulți oameni de partea noastră, să reușim să ne unim puțin oamenii din Timișoara și cei care iubesc Poli, să atragem din nou lume la stadion, pentru că vedem că și suporterii, din păcate, sunt din ce în ce mai puțini. Mi-aduc aminte când am pornit la acest club, la Liga 5, am jucat și cu 2-3 mii de suporteri și asta îmi doresc să văd și acum, să văd că suporterii ne arată prin fapte că sunt alături de noi. Noi am venit, ne-am pus fața, suntem aici să muncim, vrem să facem lucruri mari, dar avem nevoie de sprijinul lor. Mulțumesc frumos că ați venit la această conferință de presă. Vreau să-i mulțumesc domnului Costel Pantelimon că el permite să vorbesc la persoana a doua, este managerul general al clubului. Paul Codă era director sportiv, sunt foști elevi de-ai mei de la fotbal, Paul chiar și coleg. Și dacă n-ar fi fost ei, probabil cu siguranță mai mult ca sigur nu m-ați fi văzut pe mine aici, pentru că de-a lungul ultimilor perioade am avut tot felul de discuții cu oameni care n-au jucat fotbal, care n-au fost în mediul fotbalistic și atunci pe undeva mi-a dispărut plăcerea aceea de a reveni în fotbal și a ajuta. Au venit ei doi, m-au contactat, am văzut viziunea despre, nu despre trecut, ci despre prezent și viitor, pentru că va fi o colaborare pe o perioadă mai lungă de timp. Sunt doi oameni care au jucat la echipa națională, au jucat mult timp în sănătate, o altfel de mentalitate decât cei care au fost numai în România, au o altă experiență și eu fac parte din acești jucători care au jucat în sănătate și vin cu experiența vârstei, în primul rând, a faptului că am fost antrenor secund și la echipa națională și sper ca împreună să facem ca lucrurile să, de acum încolo să meargă mult mai bine pentru Poli Timișoara. Pentru că Poli Timișoara a fost un brand, este și va fi în continuare. Cred că va fi brandul numărul 1 al Banatului. Întotdeauna a avut suporterii de partea ei și acum, pentru prima dată în conducerea clubului, sunt chiar oameni care au pus umărul la ascensiunea politicii și sunt oameni de fotbal. În privința rolului meu care îl voi avea, mă voi consulta atât cu Fane cât și cu Paul la departamentul de scouting. Voi merge să monitorizez jucători, nu numai din Academie, sau la echipa mare și din alte localități, tot ce înseamnă zona de vest a țării și voi propune, voi urmări și atunci ne voi sfătui împreună pentru că ideile cam corespund și viziunea despre fotbal, pentru că suntem trei oameni de fotbal. Nu poate să fie decât mici diferențe între a vedea calitățile unui jucător. Și atunci va fi mult mai ușor să discut cu oameni care au jucat fotbal decât cu alții care n-au jucat fotbal. Și atunci, într-o colaborare, o discuție, mai merg și eu pe la antrenamente cu ei. Ei sunt cei care propun jucătorii care au un potențial mai mare, pentru că sunt foști jucători de fotbal și nu poate să fie o diferență de viziune atât de mare între mine și ei. Și atunci, cât timp îmi va permite, voi încerca să lucrez și pe partea de individualizare cu jucătorii care împreună decidem cu Paul, cu Fane, care au o perspectivă de a ajunge la echipa mare, să lucrez și individual cu ei. Dar te gândești, nu neapărat acum, dar pe viitor se poate vorbi așa, să se facă ca un fel de rețea cu scouter care să meargă, știu, în altă. Încercăm cumva să creăm anumite departamente cu care să colaborăm, fiecare să aibă departamentul. De asta ne-am încercat în momentul de față să-l aducem pe Neruti. Cumva îl cunoscăm foarte bine, tot ce înseamnă fotbalul din Timișoara și fotbalul din România în primă fază. El o se ocupe de tot ce înseamnă partea asta de recrutare, de scouting și tot așa propuneri către club. Încercăm să creștem numărul și volumul de colaboratori, dar în momentul de față, cumva, ăsta este un prim început.
Bun, nu cred că sunt primul care o spune acum și cred că toată lumea o repetă. Bineînțeles că la infrastructură suferim cel mai mult. În primul rând un stadion unde să jucăm. Stadionul îți permite să ai încasări mai bune, să atragi sponsori, să te dezvolți mai bine, dar nu-l avem. Acum nu o să stăm aici să ne plângem toată ziua, știm care e realitatea, știm că avem de muncă. Noi încercăm să construim baza, să zic așa, să avem grijă de academie, să dezvoltăm academia și să ne dezvoltăm infrastructura în cadrul academiei, pentru că asta putem să facem noi. Cred că stadionul trebuie să-l facă altcineva, primăria, Consiliul Județean, CNI-ul, sunt alte structuri care trebuie să ne ajute pe partea asta. Dar prioritatea noastră este să îmbunătățim condițiile de antrenament de la academie. Păi, e foarte simplu. Se încearcă să acceseze proiecte și fonduri europene. Doi, avem sprijinul Politehnicii și promisiune că va interveni în zona asta. Și trei, dacă nu se poate nici unul, nici doi, poate să găsim, nu știu, un om de afaceri care binevoiește să ajute copiii din Timișoara. Dar cred că primele două variante sunt mai ușor. Se pare ok. Nu am nimic de obiectat. Noi am venit cu 3 zile înaintea închiderii perioadei de transferări. De lot s-a ocupat vechea conducere împreună cu Tavi Benga. Au făcut ce au putut la momentul respectiv. Locul mi se pare ok. Noi am pus un pic de presiune pe ei și le-am spus că noi vrem să ne salvăm și chiar credem că putem să ne salvăm. Dacă ne uităm comparativ cu lotul Dumbrăviței, nu cred că e o diferență așa de mare între noi și ei. Din contră, cred că lotul nostru valoric, cred, e peste Dumbrăvița. Că ei au obținut alte rezultate pe teren, asta e altceva. Dar avem jucători care au jucat Liga 1, așa că eu zic că avem șanse mari. Acum doar terenul va arăta unde suntem. Unde vom fi? Aici, la nivel de conducere, atât administrativă cât și pe partea tehnică, s-au luat fel și fel de decizii, eu zic eu, greșite, apelându-se întotdeauna la oamenii din afara Timișoarei și venind din altă parte, și atunci s-a creat cumva o discrepanță între jucătorii care sunt crescuți la Timișoara, sunt din zona de aici, și cei care vin de afară. Cred că este principalul lucru și nu în ultimul rând, eu cred că Fane a prins perioada când eu eram într-un secund la Poli, perioada domnului Iancu, când s-a jucat în Cupele Europene la un nivel foarte înalt, cu 20-30 de mii, 40 de mii de oameni în stadion și era o stabilitate. Erau foarte mulți jucători tineri crescuți de Timișoara. Eu chiar am antrenat echipa a doua de la Poli, unde toți jucătorii ulterior au jucat în Liga 1 sau la echipa națională. Eu cred că aici s-a făcut. Și acea despărțire, ruptură care s-a făcut în momentul când s-a fuzionat cu Lecașul și desprinderea suporterilor de club. Pentru că orice club de fotbal are nevoie de suporteri. Fără suporteri nu cred că există club, nu există performanță și cred că aici a fost ruptura definitivă în fotbalul și regresul din Timișoara. Ceva se întâmplă, pentru că istoric vorbind, foarte multe talente au plecat de la Timișoara chiar la vârste fragede, da? Chiar și eu am fost unul dintre ei care la 15 ani am plecat la Dinamo. E clar că nu le-am acordat destul atenție și cred că de asta am și acceptat rolul ăsta, să mă asigur că tranziția asta de la academie la prima echipă se face corect și se face de către cine trebuie. Copiii trebuie ok, toată lumea vorbește de tine, dar le dăm în cap la primul joc pro sau la prima problemă. Trebuie susținuți, trebuie încurajați, trebuie urmăriți. Și asta va fi în principal rolul meu, asta îmi doresc cel puțin, de asta am și intrat acum în poziția asta de director sportiv, pentru că am văzut de-a lungul timpului câți tineri care au jucat la Timișoara, ne fiind neapărat timișoreni, ce echipă putea să aibă Timișoara dacă toți acești tineri rămâneau aici. Deci chiar puteam să fim în Liga 1 și să fim în primele 6-7 echipe, zic eu. Dacă îi luăm statistic și faceți acum, căutați puțin, o să vedeți câți copii care au jucat la Poli sau în Timișoara sunt la alte echipe prin Liga 1 sau prin străinătate. Și aici înseamnă că cineva undeva la management a făcut o greșeală. Asta e rolul directorului sportiv, să planifice pe termen lung, să aibă un management corect, să ținem situația sub control, să nu ne mai scapă talentele, pentru că prea ușor îi dăm la alte echipe, prea ușor îi neglijăm și atunci unii sunt dezamăgiți, alții au oferte mai bune pentru că nu îi băgăm în seamă. Și asta îmi doresc, să avem mult mai mare grijă de tinerii noștri. Mai ales dacă sunt timișoreni, cu atât mai bine. În străinătate, să ai un jucător din academie care joacă în prima echipă e o mândrie națională. La noi, din păcate, se pare că e un păcat național. Nu știm cum să dăm afară.
Tu știi bine pe cei din interiorul clubului, lucrând cu ei, vei vedea în perioada următoare mai mulți, tot mai mulți jucători din Academie? Asta e planul. Planul e să aducem cât mai mulți tineri spre prima echipă. Bineînțeles, copiii trebuie să merite, trebuie să fie de o anumită valoare, dar asta e planul, să mergem cu tineri, pentru că tinerii sunt viitorul. Și asta zic, că vrem să-i susținem mult mai mult decât până acum. Până o să mai întâlnezi copiii sau ce se întâmplă? Da, până la vară o să mențin și grupa mea și de la vară o să vedem. Cum de-ai schimbat magazul? Că părea că vrei să mergi pe antrenorat după ultimele... Păi încă antrenez. Sunt director de echipă. Pot să antrenez. Am schimbat acasă, ce-am zis, pentru că am văzut foarte multe, cum să zic, neconcordanțe, mai ales la trecerea asta de la junior la senior, tranziția e foarte grea. Nu e așa de simplu precum pare și atunci e păcat de munca unui copil și investiția unui părinte într-un copil de 10-12 ani, când ajunge copilul la 18 ani și trebuie să culegi roadele, tu unii se lasă de fotbal sau pleacă, nu știu unde, Liga 3, Liga 4 sau nu sunt băgați în seamă. Vrem să ne asigurăm că asta nu se mai întâmplă. Păi, în primul rând, simpla prezența lui domnului Pantelemon, că a venit la Timișoara. Doar știe toată lumea câți ani a activat ca jucător în sănătate și într-un campionat și la o echipă de una de cele mai bune din lume, la Manchester City. Are o experiență, nu se punea problema de parte financiară de a se întoarce în România, că nu avea nevoie. A sacrificat foarte multe lucruri și asta a fost primul lucru care m-a atras să vin acum la Poli. Nu promisiuni sau altceva, simplu fapt că el a renunțat la foarte multe lucruri și a venit aici. Înseamnă că știe ceva, înseamnă că vrea ceva și atunci eu cred că acest lucru a fost foarte important pentru mine. N-au cum, eu zic că condițiile, nu m-am împiedicat sau alte lucruri, să le discut, să-mi propună, să facem, simpla lui prezență, pentru că el este cel care a renunțat la foarte multe lucruri benefice care l-ajutau înspre viitor, la un manager la alt club mare din Europa, poate în meseria de antrenor cu portare la alt club din Europa, a renunțat la aceste toate lucruri ca să vină la Timișoara, ceea ce e un lucru foarte important și a contat foarte mult pentru mine.